Salutare tuturor! Astăzi vă prezint toată colecția mea de parfumuri. Este aici. Și Avon, Shoddy Blend și în mijloc sunt celelalte parfumuri. Și vreau să vi le arăt și pe celelalte. Adică mai am încă 22 de parfumuri, așa, 22 de parfumuri nu de la Avon sau Shoddy Blend. Vreau să vi le arăt și pe acelea. Deci am 44 Avon, 40 Oriflame și 22 rest. Deci 106 parfumuri în total. Da, cam multe într-adevăr, dar după clipulețul acesta va urma și un declutter, care sunt unele dintre ele care nu-mi plac. Nu-mi plac deloc. Și atunci, poate la altcineva le va plăcea și da, se va bucura de el. Așa că le voi duce. Le voi da. Le voi duce. Ne voi merge în excursie zilele următoare. Și poate și aleg fetele de acolo, ceva. Dacă nu, mai pe prietenele o să le întreb de pe aici după aceea. Și dacă mai vin cu ceva înapoi, da? Sper să nu, sper să le placă lor și să se bucure de ele. De aceste parfumuri. Bine, dragilor, haideți să vedem în continuare ce parfumuri am. Și începem cu Bulgari. Divin, parcă. Divin. Bulgari, acesta. Este un parfum de vară, foarte fain. Deși eu am mai mult din el. Dar vara este foarte, foarte fain. Uite, ce geamul și ei. Uite că plouă. Ce plouă și ce urât e aici. Nu știu cum e la voi, dar la mine doar e tare urât. Așa. Foarte, foarte frumos. Deci îmi place. Notele lor le voi afișa undeva pe aici. Nu le-am mai căutat acum. Oricum, acest clip o să-l editez după ce vin din acela concediu. Și va fi aici afișat. N-am avut timp să le caut. Mai departe, am și două parfumuri Verset. Unul Claudia, care îl imită pe cel de la Dolce & Gabbana The One. Foarte fain. Și acesta care l-am primit, deci e tester, din cauza asta n-are capac așa pastă. Și este o copie foarte, foarte bună a lui Jador. Care va urma imediat și el. Bun, mai departe. Nu o să insist mult pe ele, că v-am zis. La seara, nu știu, avem eu o cărticică ceva care era notele de habar am pune, am pus-o. Dacă poate le găsesc pe net sau dacă nu, la ce nu găsesc, nu o să vedeți. Asta e, ce să facem. Următorul este Alien. Acesta este preferatelor mele. Da, cu asta chiar mă dau chiar, nu știu dacă mă dau cu alt parfum. Nu m-am dat logică, nu m-am dat că e dimineață. Hello! În dimineață mi-am făcut duș și direct m-am îmbrăcat, m-am. Să filmez, bineînțeles, înainte l-am dus pe Bobița afară. Dar foarte mult îmi place parfumul ăsta, la ador, deci eu fără să nu să stau merg niciodată în colecție. Clar, un parfum puternic și perfect pentru mine. Mai departe, Mon Paris. Acesta care am zis eu atunci că seamănă, dar uitați, nu seamănă Eclat Mon Parfum cu ăsta. Nu seamănă așa cum, cred că pe ăsta o să-l imite. Bine, eu am varianta florală la ăsta. Dar, uitați ce fac. Super. Super, super, super. Ce fain miroase. Îmi place mult și ăsta cu miroase. Ăsta micuțul. Am varianta de 30 de mililitri. Mi-am luat o super reducere, parcă de pe elefant. Oricum o să vă las link-uri în descriere. Spuneam că vă las link-uri în bara cu descrieri. Eu pe acesta l-am luat de pe elefant. Stați că mă deranjează ceva asta. Am luat de pe elefant și am luat la un super preț parfumul acesta. Mai țin minte exact că îi de ceva vreme. Am consumat ceva din el. Dar îmi place mult. Floral. Perfect. Feminin. Da. Eu zic că ăsta merită încercat. Și, nu știu, pe viitor cred că o să mi-l iau și pe celălalt. Nu l-am avut până acum. Vedem. Să mai termin din ele. Următorul, eu le iau cum le-am pus aici, nu le iau într-o de așa. Bruno Banani, asta îmi place foarte mult. Și ăsta sună, nu știu câte sticluță, dar în ultimul timp n-am mai prea folosit. Dar
Cel mai probabil o să le includ în project planul de primăvară, da. Bine, un secret între noi, că ăla încă nu-i postat, este inclus. Da, și deja am consumat un pic din el. Bun. Următorul este Olympia, care nu mai am foarte puțin, deci ăsta am foarte puțin, dar o să mi-l recumpăr, pentru că îmi place maxim. Da, îmi place mult, ăsta e... Când mi-e dor de el, fac așa. Dar ăsta e... Pot fi mai pe iarnă pentru mine și atunci o să-l folosesc și recumpăr. Așa. Următorul este... Boucheron, acesta a fost un proiect, este un proiect pe anul cel la 4 anotimpuri, parcă ceva de genul ăsta. Și deja am consumat ceva din el. Ăsta, prima dată când mă dau cu el, îmi place. Dar, după perioadă, schimbă mirosul și chiar este ok pentru prima dată, după aceea nu că se schimbă. Eu l-am băneata de 100 ml și să vedem cât îl consum proiect pe în acela care e până la sfârșitul anului. Acesta este un parfum arabesc, deși eu în clipul ăla n-am știut lucrul acesta. Mi-am dat seama, deși, nu, după denumire și așa trebuia să-mi dau seama, dar nu mai văd acum cum se numește, în fine. Mă las pe aici, card către clipul ăla în care l-am primit de la iepurul meu, epurul meu. Sandra, pe care o pup și o îmbrățișez cu drag. Vă las link și către iepure și către canalul Sandrei. Vedem ori în descriere, ori pe aici vă las un card. Foarte fain. Superb, mirați. Acesta, da. Vedeți voi dacă vedeți ceva, dacă nu, asta e. Dar are o sticluță așa de frumoasă. Îmi place mult. Mai departe este Carolina Herrera Good Girl. Acesta știți că mai am încă unul și acesta e până pe aici așa. Da, este și ăsta un parfum foarte, foarte fain. Da, îmi place. Așa arată. Îmi e strănut acum. Am și strănutat. Și nu sunt alergică la el, da, nu? Așa arată. Pantof. Se pare o sticluță foarte, foarte frumoasă. Și mai departe este Jador. Știți că mi-am dorit foarte mult parfumul ăsta. Ori nu este la care mi l-am dorit eu, ori nu știu că... Parcă nu prea mi se potrivește. Acum nu știu. Dar îl folosesc, nu. Nu zic că nu, îl țin mai de bun. Dar, sincer, nu-l bate pe Alien. No, 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 no. No. Următorul este Infinite Love K209. Acesta care mi se pare că limită pe Olympia. Clipul ăsta o să-l fac din 1100 de bucăți. Ba strănut, ba tușesc, ba... Mi se termină bateria, ba... Ba, 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 ba. Da, vă ziceam de Infinite Love, că îmi place și... Da, e pe bază de uleiuri, nu, nu-i foarte fain. Haide, băiță! Așa, mai departe, ăsta nu cred că o să-i găsesc note. Sau nu știu, am văzut că au site, poate găsesc. Este de la, cum îi zice la asta, Lidl. Pe care ți-a stat femeie. Dar nu mai închid camera, pare rău. Cred că Mihai a prea multe parfumuri. Să vedem și asta. Acesta limită este clona la Viebel. Asta și mai am și cel de la Verset. Uitați că mai am un de la Verset, vedeți? Uitați asta. De 100 de mililitri, care tot așa. Iluz Adriana, tot Maria mea să zic. Și limita tot pe la Viebel. Asta, varianta originală, nu l-am.
Nu am. Am avut-o, tot avut-o, dar momentan nu am. Nu știu. M-am gândit într-un timp să-mi iau la 30 de mililitri să o am așa sau... Nu. Dar nu. Mai vedem mai încolo. Următorul este Lacoste, Paul Frame. Îmi place foarte mult asta. Asta e și este preferatul meu. Da, este... Este ok. Este parfum ok. Foarte bun. Am 90 de mililitri aici. Mi-ajunge o perioadă bună de timp. Și îmi place foarte mult. Eu l-am descoperit cu o copie din Auchan, adică din mall. Și mi-a plăcut foarte, foarte mult copia aceea. Așa că mi-am cumpărat și parfumul original. Nu mai știu cum se numea, Estelle, ceva de genul ăsta era copia lui ăsta. Acolo, mai departe am două parfumuri de la Elod, Gem și Claire. Tot așa, două clone foarte reușite. Ăsta lui Jador, ăsta lui... Să vă las pe aici, că acum nu mai vine. Nu-mi vine denumirea. Da, îmi place și nu prea îmi place. Știu sigur că parfumul pe care îl copiază nu-mi place deloc. Ăsta parcă ar mai merge așa un pic, un pic. Iar ăsta este copie, dar sincer mai bună copie e cea de la Versace decât aceasta. Aceasta e cam apă de ploaie. Adică 2 ore, dar nu o ține 2 ore ăsta pe mine. Nu, persistență la astea, nu cred că pe viitor să mai cumpăr de el. Da, așa ceva. Mai am un parfum de la Lidl, Diamant, ăsta ceva de la Hugo Boss, parcă imită. Nu știu, la Cristina Preda. O să vă las link la canalul ei să mergeți la ea, că nu mai știu exact care de la Hugo Boss, dar de acolo zicea ea. Imită, este de 50 de mililitri. Parfumel, așa. Eu l-am luat la 12,50 pe ăsta. Ieftin. Și mai am acesta de la Ungaro. Așa. Ăsta l-am luat atunci când trebuia U. Pentru numele meu în parfumul, vi las pe aici. Și, ops. Nu știu. Un parfum care mi-aduce aminte de copilărie. Pe atunci, nu. Pe vremea mea nu prea erau atâtea variante. Știu că aveam ceva care mirosea așa. Nu mai știu exact. Nu mai știu. Da? E ok. Și la asta am 90 de mililitri. Ho, 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 ho. Zice că 30 de luni valabil. Mai am Guess de la By Mariano. Așa. Okay. Asta l-am de mult parfumul ăsta. Nu, deci nu zic că e creață de el. E creață de el. 100 de mililitri și... Dar e de mulți ani, zic, nu știu. Tot îi zic că îl duc la mama mea că ei genul ăsta îi plac. Și cred că asta o să fac la declaratorul ăla care v-am zis. Ți-l duc ei, după aia. Și mai am unul tot de la... Da, cred că limită pe Chanel la number 5. Vrea să limite. Că... Nu știu de ce am impresia asta. Nu mi-a zis nimeni. De eu așa de la... Vedeți? Ce l-am primit mai de mult un pic și pe el. Dacă nu scrie aici când expiră. În fine, cu mirosul e ok. Eu le țin în dulap, ferite de lumină. Deci condițiile sunt ok și parfumurile, nu știu, ele nu expiră dacă le ții cum trebuie. Adică dacă le ții în condiții, nu în lumină, să nu se bată soarele pe ele, nu, atunci ele persistă și sunt ok. Nu cred că repede se le cordă. Mai am asta de la care mi l-am luat nu de mult la șicat pe aici, la acel clip. De pe elefant l-am luat. Și v-am zis, o să vă las linkuri în bara cu descriere.
la aceste produse, să vedem ce găsesc, dacă le găsesc pe toate, poate nu le găsesc pe toate, mai știți? Nu mai știți. Ce mai miroase. Îmi place mult cafeaua asta, dar e și foarte grea sticla. Bine, dragilor. No, acestea au fost parfumurile mele. Bine, despre pat acum. Restul parfumurilor. O să, pe parcursul acestui clip, sorry, vor veni și celelalte două colecții, adică nu știu cum le voi pune, și cu Avonul și cu Oriflame-ul. Le las și în descrierea acestui clip. Ceea ce să vedeți, dacă nu le-ați văzut până acum, dacă le-ați văzut, vă super mulțumesc. Și mulțumesc că ați vizionat și acest clip, că ați ajuns până aici cu vizionarea lui. Până data viitoare, vă pup și vă îmbrățișez cu drag, pa, pa!